și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Cu cât trece vremea și înaintez în ani, cu atât mă gândesc mai mult că eu trăiesc o viață întreagă pentru o clipă. O clipă când voi sta în fața lui Dumnezeu, o clipă când în dreptul meu se va da un verdict, o clipă când pentru mine se va auzi o strigare. Vino, rob bun și credincios, sau du-te, blestematule, în focul cel veșnic. O viață de om pentru asta trăiesc. Și atunci ce mai contează cine am fost eu aici? Ce pregătire, ce studii, ce relații, ce avere, ce stare de sănătate, ce mai contează? În clipa aceea contează un singur lucru, și pentru mine, și pentru tine. Glasul care se va auzi, vino, eu îmi doresc să aud glasul ăsta. Îmi făceam așa un exercițiu de imaginație. Când voi auzi glasul ăsta, vino, că ai fost un rob bun, am spus, voi chiui, voi sări în sus de bucurie. Dar pentru acel care va auzi, du-te, blestematule. Câtă remușcare, cât regret. Și rețineți un lucru, de acolo înainte nu se mai poate îndrepta nimic. De acolo mai departe nu mai este pocăință. Șansa pocăință o avem numai astăzi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? Noi trăim mai o viață aici, mai scurtă sau mai lungă. Și într-o zi facem un singur pas. Trecem un prag și ajungem în altă viață. Că nu se termină totul la cavou, la cimitir, la mormânt. Nu, 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 nu. Pavel spunea în 2 Corinteni 5, știm în adevăr că dacă se disface casa pământească a cortului nostru trupesc, la Dumnezeu avem o clădire care nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Este ceva dincolo. Dar în lumea de dincolo nu poți merge cu valorile de aici. Cu ce ai adunat aici, cu ce ai strâns aici, cu cine ai fost tu aici. Vine un moment când faci un singur pas. Un prieten al meu venea de undeva, un slujitor din Suceava. A făcut stop cardiac, a avut un accident, l-am îngropat. Un om foarte activ în adunare și am spus cât i-a trebuit fratelui meu. O clipă, un pas și de aici, din lumea asta, materie, mergem dincolo. Mergem cu faptele care le-am făcut, faptele bune. Mergem cu pocăința care am avut-o noi trăit aici, în Oradea. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Eu am spus că în procesul mântuirii există un parteneriat în care Dumnezeu își face partea lui și omul partea lui. În Filipenii 2:12 spune, după cum întotdeauna fraților ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră până la capăt, cu frică și cu tremur. E ca și cum mântuirea ar avea două capete, un capăt de unde începe și un capăt unde sfârșește, nu? De unde începe mântuirea? Din Psalmul 40, din seara asta. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirile, din groapa peire. Eu nu mă puteam mântui singur. Eu nu puteam să ies din fundul mocirile singur. Nu aveam cum. Și-a venit Hristos și m-a scos El de acolo. Mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașe, în gura mea a pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Dar de acum eu trebuie să merg mai departe. De aceea spunea în Corinteni 2, capitolul 7, fiindcă avem astfel de făgăduință să ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Dumnezeu, spune Pavel în Galateni 1:4, s-a dat pe sine în sus și ne-a smuls din veacul ăsta rău, după voia lui Dumnezeu Tatăl. Asta eu nu mă puteam smulge, eu nu puteam să mă eliberez singur din păcat. O venit Hristos și m-a eliberat.
a venit Hristos și a lucrat la mântuirea mea. Dar în procesul mântuirii, de acum eu trebuie să-mi fac partea. Și tu trebuie să-ți faci partea. Dumnezeu să te ajute și pe tine și pe mine să ne ducem mântuirea până la capăt. Amin? Frații mei, pe calea îngustă e luptă, da? Așa ați cântat. În univers există un conflict cosmic. În lumea duhurilor se dă o bătălie teribilă. Miza, războiul, îi ființa mea și ființa ta. Spunea Pavel celor din Tesalonic, capitolul 4, versetul 3, voia lui Dumnezeu, am întâi Tesalonicieni, este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Eu pot fi influențat pe de-o parte de Dumnezeu, care vrea ca să fiu sfânt. În Romanul 1 cu 4 spune, în ce privește Duhul Sfințenie. Dumnezeu vine spre mine cu Duhul Sfințenie. De partea asta înaltă vine diavolul. El vine cu păcătoșenie, cu murdăria, cu duhuri păcătoase. Interesant este și important unde mă poziționez eu. De partea cui trec? Că în conflictul ăsta spiritual nu există o Elveția, nu există o țară neutră, nu există cineva care spună eu n-am treabă nici cu satana, nici cu diavolul, nici cu Dumnezeu. Nu, nu. Tu undeva ești într-o armată. Tu faci parte dintr-o categorie. Și te întreb în seara asta, ești în armata diavolului, influențat de păcatele lui, sub influența lui, sau ești în armata Domnului Iisus? Și vine peste tine Duhul Sfințenie. Vreau numai să vă spun, în războiul ăsta cosmic care este, în conflictul ăsta teribil, biruitor întotdeauna este Domnul Iisus Hristos. Brațul lui niciodată nu a cunoscut înfrângerea. El este și în Apocalipsa poartă un nume, biruitorul neamurilor. N-ai vrea să te înscrii în armata lui? Vedeți dumneavoastră în Sfânta Scriptură, biserica e comparată cu o cetate pe un munte, e comparată cu o turmă, Domnul-i păstorul, e comparată cu un trup în care noi suntem trupul, Hristos e capul, iar noi suntem mădulare unii altora. În Sfânta Scriptură, credinciosul e comparat cu un plugar. Plugarul trebuie să aștepte cu răbdare după ce aruncă sămânța, nu? E comparat odată cu un sportiv care luptă la jocuri de obște și se supune la tot felul de înfrânări. Și un pocăit din Oradea e comparat, e asemănat cu un om care e înscris la oaste, cu un ostaș. Spuneam că dintr-o armată faci parte și tu. Un conducător ai și tu, ori diavolul, ori Hristos Domnul. În seara asta eu te invit să te scrii în armata Domnului. Amin? Și Dumnezeu să te ajute. Mai degrabă eu aș face în slujba asta de evangelizare, aș face tăi chemarea, aș face întâi invitația și Duhul Sfânt să o facă. S-ar putea cuvintele mele să rostogolească pe lângă voi, să treacă pe lângă inima voastră. De aceea l-a rugat pe Duhul Sfânt să lucreze El la inima voastră. Duhul Sfânt, spunea Domnul Iisus, când va veni, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Duhul Sfânt în seara asta poate lucra în tine convingerea că ești păcătos, că ești păcătoasă și că ai nevoie de pocăință. Să o facă Duhul Sfânt, amin? Spuneam că un pocăit din Oradea, o pocăită din Oradea, îi comparată cu un ostaș. În Coreea, bărbații fac 10 ani de armată, Coreea din Nord, și femeile fac 7 ani. În Israel am înțeles că bărbații fac 7 ani și femeile fac vreo 3 ani și ele. Am cunoscut fată pocăită, creștină, în Israel, în Ierusalim, care era militar în termen. Eu singur dată am fost în Israel și am văzut acolo, intrat într-o cafenea, un grup de tineri. Mai degrabă niște puștani, aș spune eu așa. Toți cu armele în spate, băie și fete, au pus armele tăți pe o masă, au băut câte o cafea, au luat fiecare pușca și au plecat.
Ei patrulează cu cartuși pe țavă prin Ierusalim. Fete, atâția ani de armată. Deci vi se potrivește comparația și vouă, surori de aici de la Oradea. Voi puteți fi înrolate în oastea Domnului. Amin? Acum când vorbim de caracteristicile unei armate, a unei oștiri, așa succint aș vrea să vă spun că ei au o ținută obligatorie. În armată nu te îmbraci cum vrei. Și eu am făcut armata prin anii 80, eram și eu militar în termen. Am făcut armata. Dar în armată toți eram la fel. Era în vremea când se purtau în civilii blugi și plete. Eu n-am purtat, că eram pocăit, dar mulți purtau. Știți dumneavoastră. Și am plecat în Suceava, m-am încorporat, mi-a dat o pâine mare și două conserve de fasole. Și de la Suceava am luat-o spre Focșani, prin București, roată pe la Craiova, Turnul Severin și m-a dus până la Timișoara. Care de care mai, iertați-mi expresia, mai șmecher? Când am ajuns în armată, ne-au bagat într-o cameră, ne-au tuns zero, ne-au dat cu DTT-ul, frate bătrân știu ce e aceea, ne-au luat hainele civile, ne-au pus într-un sac și ne-au dat o uniformă. Și când am ieșit, făceam cunoștință. Salut, da mâna, de unde ești? Din Suceava. Eu am dat mâna cu unul care a fost în compartiment. Nu mai semănam, nu ne mai recunoșteam. Dar știți ce se întâmpla? Eram toți la fel. Că și în adunarea Domnului, noi suntem la fel. Noi avem așa o uniformă pe care o purtăm. Mi-aduc aminte de o fată, de o întâmplare, o ardeleancă chiar era, un locotenent de armată s-a îndrăgostit de ea, i-a dat o întâlnire, fata s-a dus, era o fată bine crescută. Când s-a dus a doua oară, locotenentul îi spune, mă, tu ești o fată frumușică, cult, era la facultate, dar ce mă enervează la tine că vii la întâlnire cu batic pe cap? Și ea se uită și că și mie îmi place, ești un ofițer chipeș, dar ce mă enervează că vii la întâlnire cu șapcă? Ce mi-i întreb șapca ta? Și el spune, măi, fată, eu sunt militar, asta e uniformă. Păi și la mine e uniformă, că și eu sunt militar. În armată, ceea ce caracterizează o armată e uniformă. Vorbesc așa în înțeles firesc, că dacă ne gândim bine, noi avem și o armătură duhovnicească. Efeseni 6:12, dăm în jos, stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, încălțați cu râmna Evangheliei, platoșa neprihănirii, coiful mântuirii, scutul credinței, sabia Duhului, le avem? Oameni buni, a fost o lucrare, eu am luat-o ca de la Domnul, poftim, că sunt duhuri de sinucidere, eu știu că sunt duhuri de sinucidere. Odată circulam cu o mașină, eram cu trei frați și primesc un telefon. Fratele Dragoș Croitor, da, puteți primi o mărturisire? Era o voce de fată tânără. Și eu spun, măi, dar de unde ești? Îmi spune un oraș mare din Ardeal. De la voi nu sunt acolo atât de adunări, atâția păstori. Du-te la păstorul tău din biserică și fă-i mărturisirea. Și fata spune, frate Dragoș, eu am căutat numărul dumitale, eu oricum vreau, după ce închid telefonul, să mă sinucid. Deci eu, însă înainte de a mă omorâ, poți să vorbești cu mine? A spus, la frate, băi, faceți o rugăciune. Acum. Și eu zic, da, cu plăcere, cum să nu vorbesc? Ce avem să fac? Era o fată, lider de tineret, nu spun ce, cum și unde, care a căzut în păcat. După ce a căzut în păcat, diavolul o șantaja. N-ai nicio șansă, ești lepădată, mai bine te-ai omorât. Și o trebuie să plecăm de la Suceava până în inima Ardealului, să facem o rugăciune, să ne rugăm, Domnul e eliberat-o și de sărbători mesajă. Am primit un mesaj. Faptul că sunt în viață se datorează și lucrul acestuia că ai vorbit cu mine, o terminat facultatea, o rămas în adunare cu sfaturile de rigoare care le-am dat. Eu cred că există astfel de duhuri, că e un război în lumea duhurilor și noi nu putem să ne arătăm mușchii noștri, nu ne putem bate cu pumnii cu duhurile astea. Noi avem nevoie de o armătură duhovnicească să ne-o dea Domnul, amin? Poate vom emeni asupra acestor lucruri. În armată se trăiește de obște, așa cum au încercat creștinii. Știți, până la văduvele grecești care au fost nemulțumite și la Anania și Safira care au vrut să profite de sinceritatea altora. În armată toți aveam aceea soldă, mâncam la aceeași cantină, dormeam 40 într-un dormitor, armele în același rastel, eram tare uniform.
Și poate e bine să fie și în adunare așa o uniformizare. Să ne-o dea Domnul, amin? În armată mai era o problemă. Militarul era oricând gata să execute ordinul. Întotdeauna erai pregătit. Exerciții de alarmă, când suna trompeta, se da alarma, pleca în misiune. Acum la noi erau exerciții, era în vreme de pace. Știam eu că nu-i război. Dar sunt oameni acum plătiți ca mercenari. Păi oamenii ăștia ei-s gata de luptă întotdeauna. Ei-s gata să moară pentru slujba care o au ei. Uite așa e un pocăit. Un pocăit, el e tot timpul gata de luptă. El e gata să trăiască și gata să moară pentru Domnul. E gata oricând să slujească în adunare. Numai ce-i spui să cânte și el cântă. Numai ce-i spui să postească și el postește. Numai ce-i spui să vii la adunare și el o și-a venit. Nu așa suntem noi, fraților? Doamne, ajută-ne la asta. Un militar. Eu mă gândeam la o întrebare care s-a făcut în Isaia, capitolul 6. Cine va merge pentru noi? Și Isaia spunea în versetul 8, iată-mă, trimite-mă. Isaia dă dovadă aici de disponibilitate. Un pocăit, o pocăită din Oradea, trebuie să fie tot tipul disponibil pentru Domnul. Amin? Disponibilitate din timp, nu? Trebuie să vii la repetiție, n-am putut că n-am avut timp. Trebuie să vin la rugăciune, n-am avut timp. Să vin la adunare, n-am avut timp. Nu există. Un militar întotdeauna e gata de misiune. Un pocăit totdeauna are timp pentru Domnul. Amin? Așa să fie, fraților. Și să gândim la ceea ce spunem noi, amin. Isaia dă dovadă de disponibilitate ca timp și oameni din Scriptură. O venit odată Ilie și o arunca mantaua pe Elisei, fiul lui Șafat. Și Elisei spune, am 12 perechi de boi, sunt la Arad. Lasă-mă să aduc o jertfă. O adus o jertfă și o mers după Ilie. Trecea Domnul Iisus odată pe la un punct vamal și i-a spus unuia, vină după mine. Omul ăla nu era un stupid, era un om pregătit, mai marele vameșilor. O închis catalogul și o mers după el și Domnul a făcut apostol. Un creștin adevărat întotdeauna e disponibil pentru lucrările Domnului. Amin? Așa să fie. Atunci suntem militari bravi. Atunci suntem ostași care placem celui ce ne-a înscris la oaste. De promptitudine. Dacă ești tu, poruncesc să vin la tine, spunea Petru Matei. Și Domnul a spus, vino. Petru a sărit din barcă. Nu știu dacă eu săream din barcă. Poate căutam apa să văd dacă e rece, dacă e caldă, dacă cât e de adâncă. Noi trebuie să dăm dovadă de promptitudine aceasta. Când ne spune Domnul, atunci se face. Când te cheamă Domnul la pocăință, atunci vino. Pentru că spunea cineva, un filozof, că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Am vrut să mă pocăiesc, dar n-am mai apucat și ai murit. Am vrut să fac o milostenie, n-am mai apucat. Am vrut să mă duc și eu la repetiție, să mă duc la adunare, dar n-am mai apucat. Și de foarte multe ori, amânarea asta e o tactică a vrăjmașului. Eu pentru toți prietenii din seara asta, că nu vă cunosc, îți veni de la câteva sute de kilometri. Dacă Domnul te-a chemat în seara asta la pocăință, apoi în seara asta pocăiește, amin? La noi era în sat un om care, la care i s-a pocăit fata. Și au venit de la joc, din horă, au venit trei fete. Veneau de la horă și au intrat în adunare și au rămas pocăite. Și fata asta s-a căsătorit, era mama, 10 copii și e pocăită și acum. Tatăl era om tare cu vază în sat, nepocăit, familia nepocăită. N-a prigonit-o tare mult, o mai certat-o, fata s-a măritat. Și a devenit omul ăsta un prieten al adunării. Când făceam evanghelizări, venea și el întotdeauna. Ba a început să vină și duminica, când era slujbă, nechemat, așa. La un moment dat îi spun, ba de Gheorghiță, ma tare trebuie să te pocăiești. El spune, măi Dragoș, eu mă pocăiesc. Eu, pocăința e bună, știu că e bună, eu toată viața mea nu m-am botezat și am cununat și am fost la nunți. Mai am băietul ăsta ninsurat, e logodit, în vara are nuntă. Și după ce fac nuntă, în prima duminică vin, mă botez și rămân cu voi. Nu a ajuns nici la nuntă la fecior, pentru că l-a îngropat. Îl durea apendicita, l-a dus la spital și l-a dus acasă în sicriu și l-a îngropat. Pentru că un soldat nu se târguiește cu ordinele.
El întotdeauna are disponibilitate, întotdeauna are promptitudine. Amin? Și Domnul vrea să te pocăiești în seara asta. Și pentru pocăinți, Domnul vrea să-și iei hotărâri de pocăință mai mari și mai bune în seara asta. Dumnezeu să ne ajute, amin? Spuneam că un militar e gata oricând de plecare. Un militar mai are o caracteristică, el luptă cu gândul la cunună. Dacă ar fi vorba să motivez slujirea mea înaintea Domnului, eu am motivat-o într-un fel. În primul rând, eu îl slujesc pe Dumnezeu din dragoste. Spunea Ioan, epistola 4 cu 19, El ne-a iubit întâi, de aceea îl iubim. Fraților, atât de mult m-a iubit pe mine Dumnezeu, nu pot să vă spun. Eu am fost un om și sunt un om iubit de Dumnezeu. Acum, la dragostea lui Dumnezeu, n-ar trebui să răspund și eu cu dragoste? N-ar trebui să răspund cu slujire și cu pocăință? Bancă, Domnul spunea că atât de mult, spunea acolo în 3 cu 16, a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. M-a iubit Dumnezeu pe mine, te-a iubit Dumnezeu și pe tine. Cum răsplătești tu iubirea lui? Cum răsplătești bunătatea lui? Nu prin actul pocăință, nu prin slujire? Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, să știți, eu îl iubesc pe Dumnezeu ca recunoștință. Mie Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Am avut copii bolnavi, verdicte grave date în viața de familie. Și Dumnezeu a intervenit, a vindecat și nu a fost nimic din ce au spus oamenii. A fost numai biruință. Și atunci eu vă întreb, la cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu, nu merită să fiu pocăit? N-ar merita Dumnezeu să-L slujesc? Dar ți s-a făcut Dumnezeu bine? Este careva aici căruia Domnul i-a făcut bine? Sunt aici vindecați de Domnul? Sunt aici iertați de Domnul? Sunt aici oameni care au scăpat din primejdie când îngerii Domnului au tăbărât în jurul tău și te-au izbăvit? Sunt oameni aici? N-ar trebui să fim mai pocăiți? N-ar trebui să-L slujim cu mai mult drag? Doamne, ajută-ne! Și în al treilea rând, eu îl slujesc pe Domnul și pentru răsplătire. În Evrei 11 cu 6 spune că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Da? Eu cred că Domnul într-o zi mă va răsplăti pe mine. Cu gândul ăsta am crescut de mic copil. Sunt născut în familie de pocăiți. Îndată mers pe 60 de ani, făceam acum socotelii cu fratele Viorel. În februarie împlinesc 59, mers pe 60. Mama mea născută în 1930, era născut în pocăință. Și eu mă laud cu istoria bunicului meu, condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, din care a 4 ani și 8 luni a făcut pușcărie grea pentru că era pocăit. Eu de mic copil am fost învățat să fiu pocăit. Și îmi spunea mama, a fost o femeie sfântă, măi băiete, dacă a să fii pocăit, Dumnezeu a să-ți poarte de grijă. În viața mea n-am tras un fum de țigară, n-am fost curios. Știți de ce? Că mi-a spus mama și părinții și frații din adunare că dacă a să fiu pocăit, Dumnezeu mă va răsplăti. N-am pus vârful limbii odată pe beri sau pe vin sau pe o băutură. N-am curvit niciodată, nu m-am dus la meciuri, la filme, n-am luat parte la lucrurile astea, știți de ce? Am trăit cu nădejdea că într-o zi Dumnezeu mă va răsplăti. Am suferit la școală că nu eram pionier, am suferit la școală că nu eram utecist, am suferit la lucru că nu eram membru de partid, mă ridicam în picioare și mă bajocorea. Când mă bajocorea, eu mă gândeam că într-o zi Dumnezeu mă va răsplăti. În satul Mitocu Dragomirnii era o soră bolnavă de cancer. Și au venit mulți frați și s-au rugat pentru ea. I-au făcut ungerea cu un de lemn. Și la un moment dat a ieșit un cuvânt de prorocie. Și a spus Duhul Sfânt așa, mi-aduc aminte de suferința din anii copilăriei tale și vin să te vindic. Era pocăită și pentru că era pocăită, o punea cu genunchii pe grăunță, așa, și toți o trăgeau de coz și o scuipau și o bajocoreau. Și ea, fetița, sta la colț toată ziua umilită. Și Dumnezeu, peste ani, a spus prin Duhul Sfânt, mi-aduc aminte de umilința ta și vin să-ți fac bine.
Am cunoscut pe fratele Ion Vorobeț, un om al lui Dumnezeu, un apostol al Domnului. An de Siberia, bătăi, condamnări. E o istorie, dacă eu am fost la el acasă, el a fost la noi acasă. Omul ăsta a fost chemat de Domnul la 94 de ani. Înainte de a muri, o chema frață din Caminca și a spus așa: fraților, eu plec la Domnul acasă. Acum vreau să fac un legământ cu voi. În mormântarea slujma, mi-o veți ține acolo sub părul acela, era un păr mare. Și vă mai cer un lucru. În ziua mormântării nu pomeniți niciodată de numele meu și nu pomeniți niciuna din faptele mele. În ziua mormântării mele să vorbiți despre Domnul meu, pe care l-a iubit și pe care l-a slujit. Spuneau frate, știi cât e de greu să plângi la o mormântare, să nu spui nimic bun de cea din zicriu? Câteodată așa ne mai lăudăm morți mai mult decât merită. Mai puțin amintim de Domnul și mai mult de fratele și fratele. Poate eu fost un frate bun. Dar taina știți care era? Au spus frate bătrân că Ion Vorobeț, când s-a pocăit, au venit niște oameni din sat cu preotul și l-au legat într-o zi de păr, au legat cu funii și toți oamenii din Caminca au trebuit să vină să-l scuipe. Și el a spus: numai atâta vreau. Ziua mormântării, slujba să fie sub părul ăla. Eu nu vă spun povești. Eu cu omul ăsta am vorbit mult. Eu am fost la el acasă, l-am văzut cum trăiește. El a fost la noi. Și am spus: eu îs pocăit, mă străduiesc, mă rog Domnul să mă ajute și cu gândul că Dumnezeu mă va răsplăti. O cântare spunea: nici un picur de sudoare nu va fi de el. Uitați, o cântare veche. Credeți în răsplătirile Domnului? Doamne, dă-ne credința asta. Și să ne ajute Domnul să fim mai pocăiți, amin? Un militar, un ostaș, mai are o caracteristică în adins, am lăsat-o la urmă. El e detașat complet de viața civilă. După ce am ajuns în unitatea militară din Timișoara, eram 2000 de soldați, nu mai sunt secrete militare astea, da? Erau 2000 de soldați. Și-a venit comandantul și-a spus: băieți, uitați-vă acolo, poarta aceea s-a închis pentru voi și pentru viața civilă. Uitați de mama, uitați de mândra, uitați de mașină, uitați de servici, de acum sunteți militar și serviți patria. Adică militarul e detașat de viața civilă. Ei, despre asta aș vrea să predic în seara asta. Din versetul pe care l-am citit, versetul 4, spune așa: niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și dacă ostașii ăștia îs pocăiți din Oradea, de la adunarea Maranata, eu am o întrebare. Sunt oare aici pocăiți încurcați? În anul 2018 au fost din voi încurcați cu treburile vieții? Întreb, că nu, de cine să întreb? De voi întreb, nu? Că fie la voi aici. Spunea Pavel așa: niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Și dacă tot am venit la oaste, aș vrea, eu m-am gândit, cum ar putea fi un soldat, un ostaș încurcat? Am găsit câteva explicații, dacă îmi dați voie, să le discutăm împreună. Prima mare încurcătură în care e pus un ostaș, e atunci când merge la luptă fără armament. La noi se făceau exerciții de alarmă. Eu mai fac armată câteodată și copiii mei, nu prea merge. Când dimineața am doi la facultate, doi am la liceu, am la școala generală și dimineața se lovesc prin casă unul de altul, unde geanta, unde papuce ăsta. Și eu spun: băi, nu așa, măi. De seara când te culci, pui aici ciorapii, pantofii, pantaloni, cămașa, haina și într-un minut ești îmbrăcat. Nu, așa era în armată, mă uit la voi, nu? Aveai o băncuță și acolo erau toate. Când săreai din pat, treceai prin pantaloni, ajungeai în bocanci, luai pe tine și era exercițiu de alarmă. Eu aveam harul să fiu lângă rastel. Luam arma și fugeam printre primii. Odată a fost o alarmă mare, a venit comandantul unității, eu am ieșit al doilea. Înaintea mea a fost unul mai rapid ca mine și a ieșit primul. Și atunci l-a chemat în față și l-a felicitat, el a spus: servesc patria, cum era. Și se uită, comandantul spune: dar arma unde ți-mi? Și el spune: am uitat.
Măi, ce ocarii să-l bagi la arest. Cum te duci fără armă? Știți, încurcătură-i pentru un militar când se duce la război fără armă. Ei, acum eu vorbeam de un război spiritual. Vorbeam de niște duhuri de sinucidere. Cum lupt eu cu duhurile astea, frații mei? Fiecare păcat îi dat de un duh diavolesc. Noi începem păcatul cu o curiozitate nevinovată. Trag un fum de țigară să văd cum e. Dacă n-ai tras fumul ăla de țigară, în spate este un duh care te mai pune să mai tragi unul și creează dependență. Îl trag odată prin nas niște etnobotanici din astea să văd starea aceea de euforie și devii dependent. Sunt păcate care creează dependența, cum e tutunul, alcoolul, drogurile, pornografia, jocurile de noroc. Știți de ce? Că în spatele lor sunt niște duhuri demonice puternice. Că spuneam că în lumea spirituală este un război și noi trebuie să ne luptăm. Dumnezeu să ne ajute, amin? Dar în momentul ăsta eu trebuie să mă duc în armat, pentru că sunt duhuri. Spuneam, uite, de exemplu, Împărați 22 cu 22. Cum cineva merge să-l amăgească pe Ramot, pe Ahab, eu cum voi fi un duh de minciună? Fraților, minciuna îi dată de un duh de minciună. Deci minciuna, păcatul ăsta numit minciună, are în spate un duh care îl dă. Ioan 8 cu 44, tatăl este minciunii, este diavolul. Eu mai explicam odată aici și spuneam, dacă diavolul e tata minciunii, mama cine? Că doar un copil nu se naște numai cu tata. Dacă diavolul e tata minciunii, mama ești tu care îi spui minciuna. Că tu te-ai făcut una cu diavolul și amândoi ați născut o minciună. Dar minciuna îi dată de un duh de minciună. Eu mă duc să lupt cu duhul de minciună. Știi ce trebuie să am eu? Să am mijlocul încins cu adevărul, da? Spunea Domnul Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul. Adevărul trebuie cunoscut, adevărul trebuie vorbit, da? Adevărul trebuie vorbit, spune adevărul din inimă, adevărul trebuie trăit, eu n-am mai mare bucurie decât copiii mei să trăiască în adevăr și adevărul trebuie apărat. Dar dacă eu nu am în viața mea adevăr, cum voi lupta cu duhul de minciună? Spuneți-mi voi. O plecat evreii la război contra filistienilor. Atâta erau de jicniți și de umiliți, atâta erau de subjugați, că în tot Israelul n-avea un fierar. Dacă vroia un evreu să-ți ascute furca sau țepușul, se ducea la filisteni. Și în ziua luptei au făcut recesământul. Și în tot armata evreilor erau două sebi, una lui Saul și una lui Ionatan. Și se duceau să lupte cu filistenii. Ăștia aveau cară de război, aveau plată și aveau scuturi, aveau coifuri. Și evreii mergeau să lupte. Unul avea o greblă, unul avea o furcă, unul avea o bâtă. Du-te și luptă de cocia. Pentru că evreii n-aveau arme. Fraților, noi nu plecăm la un război spiritual dacă nu suntem înarmați. Îi o ceartă în adunare, păreri împărțite să se rupă adunarea. Eu mă duc să mă lupt cu duhul de ceartă, nu? Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă, că cearta e dată de un duh. Mă duc într-o familie care nu se mai înțeleg. Frate, vin la mine că nu ne mai înțelegem. Și se ceartă nevastă cu bărbatul. Și eu mă duc aici un duh de ceartă. Eu trebuie să scot duhul de ceartă acolo și să las pacea. Dar vine Biblia, spune, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, nu am credințărilor mele, a rânduielilor mele de la Bosanci, nu, cu râvna Evanghelie păce. Dar dacă eu nu sunt încălțat cu pacea lui Dumnezeu, cum voi lupta eu cu duhul de ceartă? În Osea 5 cu 4 vorbește de duh de curvie, da? Păcatul ăsta e foarte puternic, că în spatele lui este un duh grozav de puternic. Cum lupt eu cu duhul ăsta dacă eu nu am Duhul Sfințenii peste mine? Dacă eu n-am platoșa neprihănirii? Vine un duh de lăcomie, îmi țintește mintea, gândul meu. Pavel spunea, Tesaloniceni 2 cu 5, având drept coif, nădejdea, mântuire. Eu mă gândesc la Dumnezeu, eu mă gândesc la mântuire, da?
Gândurile mele sunt dreptate acolo, că trebuie să plec acolo. Și când vine un duc de lăcomii, un duc din Estăland, se lovește în coif și săgeata cade, n-are cum. Eu mă gândesc la Dumnezeu. Spuneam azi că acum vreo două săptămâni am fost în Suceava la o clinică somatologică, cu cineva am dus. Și vorbeam cu patronul care e pocăit și ordinat ca slujitor. Zic, doctorița aceea, o doctoriță din Brazilia venită, cu doctorat, profesoară la Barcelona, o somitate în materie, știi? Și am întrebat-o, ea nu este azi, văd că azi nu este. Măi, ce cu doctorița asta? Măi, e pocăit, îmi spune el și îmi spune, frate Dragoș, am constatat că doctorița asta de când lucrează aici, toată ziua și tot lucrul, și când face operații și lucru, ea se gândește numai la Dumnezeu. Când o surprins, tocmai mă gândeam la Dumnezeu. Și nu e o glumă, nu e o fățărnicie. Și îmi spunea el, eu cred că sunt pocăiți care se gândesc la Dumnezeu în weekend. Vin duminică dimineața la adunare, ultra evlavioși, și de luni până sâmbătă numai la afacerile lor. Astea sunt niște săgeți care vin la mintea mea. La mine nu vin. Știți de ce nu vin? Eu am drept coif, nădejdea mântuirii. Tu o ai? Hai să o avem, frață. Haide că dacă n-avem coiful ăsta, așa mai suntem distresați, Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință. Hai să vorbim de o altă încurcătură, că timpul trece. Scrie în Romani, vorbind despre darurile Duhului Sfânt, în capitolul 14, versetul 8, un lucru interesant. În armată toate comenzele se dau cu trompeta. Aveți aici trompetiști? Deșteptarea, stingerea, alarma, adunarea pe platou, știți, toate sunt cu trompeta. Și ostașul știe sunetul. Dar apostolul Pavel vine și spune, dar dacă, Roman 14 cu 1 Corinteni 14 cu 8, dar dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se pregătește de luptă? Confuzie la comenzi, confuzii la prorocii, confuzii la lucrările duhovnicești, confuzii la predică, și atunci ce face adunarea? Eu vin într-o biserică foarte conservatoare, nu fac rânduiala mea, e stat liniștit. Dar, fiind păstor, avem probleme la școală. Noi avem mulți copii în școală, majoritatea copiilor sunt penticostale acum. Și mă cheamă directorul, am mai povestit eu asta, o dată nu mă duc, a doua oară nu mă duc. A treia oară când mă cheamă, mă zic, păstor, mă duc. Eu o zi de post, mă înarmesc cu niște articole de prin Constituție, ca să pot sta de vorbă cu el, și mă duc. El mă cheamă și îmi spune, domnul creator, mă bucur că ați venit, mă pune acolo într-un birou, vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră aveți niște copii extraordinari. Cei mai buni copii sunt penticostali, trebuie să recunosc. Dar eu sunt ard, atenți, văd ce vrea să spună. Și îmi spune el, domnule, în viață nu a ajuns mare aia care se suie pe scenă și bat din bici. În viață au ajuns mari oameni care au fost buni la matematică, la fizică, și ăștia sunt copiii dumneavoastră. Eu sunt atent? Sunt atent? Ba el mai spune un lucru. Părinții mei s-au pocăit, el e mai în vârstă ca mine directul. Părinții mei recent s-au pocăit la penticostali. Și acum eu ies la pensie și mă gândesc serios, ce trebuie să fac eu cu viața mea? Și eu iară sunt atent. Și mă bucur că îmi laud de copii. Dar zic că avem o problemă, domnul creator. Dumneavoastră aveți foarte mulți copii și vin unele mame de la dumneavoastră și ne-au spus, domnul director, hotărât, nu ne năcăjiți copiii noștri cu Moș Nicolae, cu Moș Crăciun, cu 8 martie, cu cadouri și cu brazi împodobiți. Noi suntem pocăiți și nu facem din astea. Am spus tot respectul meu. Dar vin din urmă alte mame și îmi spun, domnule, dar nu facem o sărbătoare acum de Moș Crăciun la copii? Și o scris tot de la voi la biserică, cineva spune, nu faceți banchet de clasa 8-a cu copiii noștri, nu merg. Vine altcineva și îi spune, domnul director, dar nu faceți banchet că se termină clasa 8-a. Și acum spune el, domnul cruitor, puneți-vă în pielea mea. Eu mă vedeam Daniel în groapa cu lui, așa m-am desumflat. Și îmi spune directorul mie, domnule, uite ce sfătuiesc eu. Du-te acolo la dumitare, la biserică, faceți o hotărâre de comun acord și ne-o comunicați. Și ce îmi spuneți noi, aceea facem? Și eu mă gândesc, cum adică sunt mami care vor Crăciun și care nu, care vor
vor pom împodobi ce altele nu? Și m-am văzut, dar eu unde-s păstor? La cine-s păstor? Nu? Există foarte multă confuzie. Am întâlnit că am fost prin familie, când tata spune, măi băiete, te duci la ora 10, mi-ești acasă. Și mama se-a spune, lasă, uite cu băieță, că nici el nu mai pot mai pocăit când e ca tine. Am întâlnit tată care mi-a spus, măi fată, cu rochia asta nu merg la biserică, uite la tine, du-te și te schimbă. Și mama s-a spune, lasă-mă că-i tânără și trebuie să mănite. Și atunci eu întreb, ce face băiatul ăla, ce face fata aceea, când comenzile sunt confuze? Când trâmbița dă un sunet încurcat, nu se încurcă adunarea? Când eu predic aici și în urma mea vine cineva și mă răstoarnă, lasă-mă pe ăla din Bucovina că e fanatic și spune altceva. Ce faceți voi care mă ascultați? Există o încurcătură dată de la comandă, multă confuzie. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieță. Care ar fi oare treburile vieță? Am numit eu, de exemplu, preocupări minore, lipsite de importanță. Ahab îl bate pe Ben-Hadad. L-a bătut odată, îl bate a doua oară, îl ia prins de război. Spetnicii lui Ben-Hadad, eu predic din Scriptură, da? Îi spun împăratul, împărații evreilor sunt miloși. Du-te, ceri iertare, prefă-te că e smerit și o să-ți dea drumul. Și culmea că Ahab îi spune, tu ești fratele meu și dă drumul. Merge Ahab acasă, bucuros, călare, până armăsar, din parat, așa. În marginea drumului se întâlnește cu un tânăr, bătut, lovit, rănit și bandajat tot, așa. Și spune, împărate, scapă-mă, dar ce ai pățit, măi? Și că, împărate, eram în toiul luptei și a venit cineva la mine și mi-a adus un prizonier. Și a spus, viața lui pentru viața ta, ai grijă de el să nu plece. Sau plătești un talat de argint. Împărați 20 cu 40 versetul, da? Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, ăla a fugit. Și împăratul spune, păi asta e hotărârea, tu ai... Și atunci băietul ăsta scoate bandajele și Ahab a văzut că e un proroc. Și a spus, de ce ai lăsat să scape ăla care l-a dat Domnul mâna ta? Viața lui pentru viața ta acum. Și Ahab s-a mânia și a plecat acasă. Eu am rămas la expresia aceea, pe când robul tău făcea câte ceva, încoace și încolo, ce făcea omul ăsta? Când toți luptau cu arma în mână, ăsta ce făcea? Vă spun eu, făcea câte ceva, nici el nu știa ce face. Știi ce făcea omul ăsta? Vă spun eu ce făcea. Ce făceți voi în timpul săptămânii când nu veniți adunare? Da? Când aveți adunarea? Miercurea. Ce făceți voi miercuri seara, asta făcea el. Făceți câte ceva. Eu lucrez la țară. Am pământ, am animale, vite, îngrajd. Și dacă vreau să nu vin la adunare, am ce face. Mă duc până în grădină, mai dau apă la câini, mai dau apă, mai strâng ouăle, mai mă duc până în grajd și-o trecut timpul de... Ce am făcut? Băi, frate, nu te-am pentru adunare. Am făcut câte ceva pe acasă. Dar eu vreau să vă spun altceva. Eu am mulți ani de zile, mulți, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Numai dacă eram în avion și cu mașina, dacă circul și vreme de adunare, mă opresc, intru într-o adunare și stau până se termină și plec mai departe. Mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată. Voi veniți la adunare miercurea? Amin, veniți, da? Dar aceia care nu veniți, că nu vă pun să ridicați mâna, că văd că nu vreți să ridicați mâna, care nu veniți miercurea la adunare, ce faceți acasă? Vă spun eu, câte ceva. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Există o prioritate. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate acestea se dau pe deasupra. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin? Eu mă uit la ceas. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Dau exemplu unui alt ostaș. Cheamă Iosua războinicii și spune, măi, când o să strigăm tare, 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 cetatea asta, zidul Ierihonului va cădea. Noi vom merge drept înainte și vom lupta pentru copiii noștri, pentru nevestele noastre. Și un război teribil, oameni buni, un război, zidurile au căzut, evreii luptă cu vitejie. În timpul luptei,
Un om vede o manta de șâniar, o placă de aur și niște argint. Știți ce face omul ăsta cu numele de Acan? Bagă sabia în teacă, ia placa, ia argint, ia mantaua, fuge în tabără, se duce în cort, ia o cazma, sapă o groapă, o îngroapă, bate pământul și se duce înapoi la război. Cred că războiul era gata până s-a dus el. Nu credeți că s-a încurcat cu treburile vieții omul ăsta? Cum mai lupta el? De acum el își păzea pielea să nu moară. Când o să ajungem în Canaan, eu o să ies pe stradă cu mantaua de șâniar, eu Acan, și s-a încurcat cu treburile vieții. Acan o luat, o făcut un îndoit păcat, o luat din lucrurile date spre nimicire, mantaua de șâniar, dar porunca era aurul și argintul pentru Domnul. El o lua și din lucrurile Domnului. Care ar fi în adunare la noi lucrurile Domnului? Deasupra Betleemului cântă îngerii: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Întotdeauna slava e lui Dumnezeu. Eu din anii de slujire am înțeles un lucru: Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Nu o dă nici la un păstor, la proroc, la vindecător, la cântăreț. Slava întotdeauna e a Dumnezeului nostru. Acum, dacă eu îi fur din slava lui, îs exact în postura lui Acan, că eu vreau și eu un pic de slavă, și asta înseamnă păcat, mă încurc cu lucrurile vieții de aici, Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Mai există ostaș din Matei 28:12. Stau cu o armă în mână, păzesc un mormânt sigilat, da? Dar vine un înger al Domnului ca un fulger, dă piatra la o parte și Hristos învie din morți, slavă lui! Ostașul a căzut jos ca morți și au revenit, se duc la mare preot, spune că învia Hristos. Ăștia le-au dat bani, era versetul afișat, le-au dat bani ca să spună minciuni. Pocăiți corupți? Întreb, slujitori corupți? Dumnezeu să ne dea pocăință. Fiii lui Efraim, Psalmul 78 cu versetul 9, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei. Ăștia sunt ostași dezertori. Pentru că, spunea în versetul 10, au părăsit legea Domnului și n-au ținut în tot mai legământul lui, au uitat lucrările care le-a făcut Dumnezeu. Sunt ostași care pleacă din armată. Să nu fie aici la Maranata niciunul. Amin? Scrie Pavel o scrisoare, erau doi oameni puternici. Dacă era o rugăciune pentru demonizat, erau amândoi acolo. Dacă era o rugăciune pentru vindecare, erau acolo. Dacă era la predică, amândoi. Pavel scrie o scrisoare și se uită tovarășul lui peste umăr. Cui scrie? Scriu la frate. Salutări de la mine. Și Pavel scrie: Dima, care este cu mine, vă trimite sănătate. Dar acum mai scrie Pavel lui Timotei, 2 Timotei 4:10, că Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit. Nu știu, în anul 2018, câți au părăsit și câți au rămas. Mi-aduc aminte că scrie în cartea Levitic, au venit căpeteniile la Moise și au spus: am numărat o stașă și nu lipsește niciunul. Măi, din casele voastre, lipsește un copil de la adunare? Un băiet, o fată care nu mai vrea să vie la adunare? Hai să ne rugăm Domnul să-i aducă înapoi. E un război, e o luptă, eu îi înțeleg într-un fel și pe dânșă. O clipă de neveghere, o clipă te-o prins cu scutul credinței jos și diavolul trimite o săgeată în mintea ta și nu-ți mai place adunarea, și nu-ți mai place rânduiala, și nu-ți mai place pocăința. Dar tu ești în armata Domnului, tu ești un ostaș. Nu te încurca cu treburile vieții, te rog. Și mai este o încurcătură, nu mă o citesc și închei. Spunea cuvântul Domnului în Petru, în a doua, capitolul 2, versetul 20, spunea așa: în adevăr, dacă după ce au scăpat din tinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși, sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Pocăiți, încurcați cu întinăciunile din lume.
Oare să fie la Maranata? Eu din, când am venit aici, am avut așa o impresie, spuneam la fratele Viorel, măi, așa parcă vin peste mine oamenii ăștia. Aveți o așezare așa, tare, tare compactă. Dar eu mă uit aici. A spus că arriva în anul 2018 încurcați cu întinăciunile din lume. Că Ioan spunea 2:15 întâia epistolă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt din la Tatăl, sunt din lume. Și lumea și pofta ei trec. Cine face voia Domnului rămâne. A fost careva încurcat cu poftele firii pământești? A fost încurcat cu pofta ochilor? Asta are de-a face cu estetica, cu frumusețea, cu cosmetizarea, cu dorința, cu simțul cromatic. Asta e pofta ochilor. Vă încurcat diavolul cumva în anul 2018 cu asta? Dumnezeu să ne dea biruință, frață. Eu închei predica. Eu nu sunt evanghelist, vă spun. Greu predic la evangelizare, nu știu dacă am avut predică de evangelizare. Eu vreau să vorbesc cu frații mei. Pe cei nepocăiți i-am chemat să vină să se înroleze în armata Domnului, amin? Iar celor pocăiți le spun încă o dată, grijă, nu vă încurcați cu treburile lumii, cu treburile vieții acesteia, pentru că noi trebuie să placem celui ce ne-a scris la oaste. Amin.